Sony Dang are 36 de ani. E din Vietnam și a venit în România în 1993 cu o bursă. De atunci stă la Pitești. Își aduce aminte de vremea când n-avea bani și a încercat să se angajeze pentru prima dată. Eram în anul întâi de facultate. Tocmai m-am scris la electronică și bucuros m-am dus să mă angajez la o atelier de reparat televizoare atunci. Am spus șef de acolo, eu sunt student în anul întâi, mă angajez gratis. El s-a gândit și a zis, nu am loc pentru tine. Așa de mult l-a deranjat răspunsul, încât și-a zis că va face singur o afacere. Și-a făcut mai multe, cu telefoane, haine, croitorie, cizmărie, mecanic auto. De ceva vreme are și un lanț de restaurante cu mâncare asiatică și s-a atașat de toți angajații. E un șef deosebit, cu o mentalitate deosebită. Clar, a venit cu idei noi în România și se vede. Tuturor românilor le place asta, de asta și merg afacerile lui. Este un model pentru toți afaceriștii din Pitești și din România. Sonia a lăsat în Vietnam doi frați și părinții, dar îi vizitează des și a adus câteva rude care îl ajută la bucătăria cu specific asiatic. Aici e însă adevărata sa familie, soția, româncă și cei doi copii. Mentalitatea este a unui popor simplu, a unui popor care a știut ce înseamnă greutatea vieții. El, pot să spun că este o persoană care a pornit de jos și care a realizat foarte multe lucruri datorită ambiției, datorită perseverenței și nu în ultimul rând a inteligenței. Este un băiat dotat din toate punctele de vedere. Anul acesta a sărbătorit majoratul de când e în țara noastră. Cum îi vede pe români? Români sunt de treabă de principiu, primitor, deschis, însă un pic zgomotos, dar dacă plec din România, la 2-3 săptămâni mi se face dor. Aici tot timpul simt că trăiești. E ceva latin, ceva român în sânge. Deja jumate de viață am pretecut aici și cred că asta mi-a intrat și mie în sânge. Vietnamezul naturalizat în România are tot ce vrea. Aici a găsit raiul și din ce are îi ajută și pe alții, printre care și pe cei 50 de angajați. Toate astea îl fac pe Sony Dang mai ceva decât român. Un român adevărat.